Dacă în primele 3 săptămâni de la debutul celei de-a 5-a ediție a concursului Dramaturgie în 2, pe adresa Teatrului Tudor Vianu sosise un singur text, iată că lucrurile s-au schimbat radical. Numărul textelor înscrise în concurs a început să crească, semn că Dramaturgie în 2 a devenit o modalitate de afirmare a tinerilor autori și nu numai. Cu toate acestea, directorul Mircea Meonescu își dorește calitate și nu cantitate, mai ales după ce textele de anul trecut nu s-au încadrat în standardele de calitate impuse de organizatori. E bine că vin texte. Eu nu aștept texte, cât aștept piese. Adică aștept lucrări dramatice care se poate fi puse în scenă, pentru că acest proiect al meu, al nostru, Giurgiu, Cetatea Dramaturgiei Românești, cu 34 de piese românești, a avut și texte în premieră absolută. La 2 din precedentele 4 ediții ale concursului au existat texte ce au întrunit punctaj maxim din partea juriului, acestea fiind puse în scenă și jucate la Teatrul Tudor Vianu. 2 piese au câștigat, au avut baremul de 28 de puncte minimum și au fost puse imediat pe scenă. Tranca Flanca s-a bucurat de mare succes, Ion B. Marin, și ultima lui Carmen Dominte a fost Luna Apsipil, care este și în stagiunea aceasta care s-a încheiat, figurează, s-a jucat cu mult succes. Sper să avem și piese care una dintre ele să fie reprezentată în acest 2014. E bine că vin, sunt convins că vor mai veni, aștept să vină și lucruri reprezentative. Până la 1 septembrie, pe adresa Teatrului Tudor Vianu, sunt așteptate piese în 2 personaje, nepublicate, nejucate, netransmise la radio și televiziune. După această dată, textele vor fi analizate și ulterior punctate de un juriu de specialitate. Pentru premiul 1 sunt necesare 28 de puncte, pentru premiul al 2-lea 26 de puncte, în timp ce pentru premiul al 3-lea sunt necesare cel puțin 24 de puncte. Autorii pieselor premiate vor primi sume cuprinse între 500 și 1500 de lei, iar dacă va exista o piesă care să întrunească 28 de puncte, aceasta va fi pusă în scenă și jucată la Giurgiu.